Bine ați venit pe Marketing Portal. Sunt Elena și astăzi vom vorbi despre cum să construiești o relație bazată pe beneficiu mutual. Să câștigi încrederea clienților este esențială pentru a, cre pentru a crește vânzările, dar nu se poate întâmpla peste noapte. Dacă este câteodată dificil pentru client să cuantifice natura intangibilă a valorii percepute, încearcă să faci asta când vine vorba de încredere. De aici vine următoarea întrebare. În cine aveți încredere? Cu siguranță nu într-o persoană anonimă care vă sună să vă ofere o tranzacție ideală doar pentru dumneavoastră. Vânzătorii prin telefon sunt acele persoane care vă agasează cu telefoanele să vă ofere soluția ideală pentru dumneavoastră, fără măcar să vă cunoască. Este important să-ți dai seama că potențiale clienți pot fi la fel de reticenți să se implice într-un astfel de dialog și când întâlnesc o persoană de vânzări pentru prima dată. Nu este niciun dubiu că noua cultură de business îi face pe client să fie mai precauți când vine vorba de vânzători. În special față de cei cu care încă nu au o relație. Dacă un client a fost dezamăgit de un om de vânzări în trecut, acest lucru îi va îngreuna următorului vânzător sarcina de a construi o relație durabilă cu acesta. Scepticismul nostru cultural a evoluat până în punctul în care putem vedea afișe pe care scrie. Ai încredere în Dumnezeu, dar încuieți mașina. Dacă cineva nu este dispus să aibă încredere în tine, atunci este puțin probabil ca încercările tale de a-i oferi soluții problemelor lui să aibă succes. De fapt, fără un anumit nivel de încredere, conversația ta cu posibilul client ar putea să nu înceapă. Odată ce ai fost de acord că încrederea este fundamentul oricărei relații, este important să iei aminte că încrederea are mai multe forme. În termenii unei relații interpersonale, încrederea poate fi definită oficial ca a te baza pe integritatea sau caracterul unei persoane sau lucru. Care sunt șansele ca un client să aibă încredere în omul de vânzări care îi bate la ușă? Nu există niciun buton magic care poate fi apăsat și să determine ca cineva să se încreadă imediat în altă persoană. Unii clienți pot fi dispuși să acorde încredere unei persoane de vânzări, dar să nu confundăm bunăvoința de început cu un anume nivel de încredere. Încrederea este o emoție umană pe termen lung care se dezvoltă din siguranța pe care cineva o resimte în urma, unor, în urma mai multor întâlniri, indiferent dacă așteptările sunt realizate sau depășite. Contrar a ceea ce unii pot crede, încrederea nu este o țintă strategică a oamenilor de vânzări atunci când interacționează cu un potențial client. Așa cum este imposibil să ai încredere de plină în cineva după ce ai petrecut câteva minute cu el în timpul unui interviu pentru un job, așa este imposibil să-i faci pe potențialii clienți să se încreadă în tine după un simplu telefon. Oamenii de vânzări pot avea mai mult de câștigat dacă își concentrează eforturile pe a construi credibilitate. Deși poate dura ceva timp să câștigi încrederea cuiva, o persoană de vânzări cunoscătoare poate să dea dovadă de credibilitate prin o abordare corectă. Conceptul de credibilitate și cel de încredere sunt, str sunt strâns intercorelate. Pe măsură ce câștigi credibilitate în rândul clienților, cu atât mai mult ei vor avea încredere în tine. Ideal este să ai o metodă repetitivă care îți permite să obții cât mai multă credibilitate cu, puțin, cu putință încă din primele discuții legate de vânzarea ta. Este esențial să câștigi cât mai multă atenție din partea potențialilor clienți când vrei să stabilești noi relații. Obținerea credibilității îți oferă oportunitatea de a da mai multă valoare a procesului de vânzare și de a câștiga un avantaj în fața concurenței. Atât pentru astăzi, vă așteptăm și data viitoare pe Marketing Portal.